Ioan, hai! Da, suntem, normal că suntem prezenți și alături de Oata, pentru că e o seară importantă, lansează o nouă piesă. L-am întrebat și eu cum se numește piesa, dar arăți frumos, ești frumos, arăți bine. Am întrebat cum se numește piesa și a spus soția mea știe, ceva cu banii, nu? E pe cash. Cu banii, da, cu banii, cu banii se numește. Exact cu banii, într-un cuvânt, cu banii. Într-un cuvânt. Da, bine bani. Că ne-ai spus și cum să căutăm când vrem să ascultăm piesa. Da. Tu ca de obicei știi totul. Eu știu totul, dar îmi place când știu totul, mai ales în situațiile astea în care avem la tine. Avem șansa de a face o surpriză drăguță și cred că acest testimonial ar fi mai bine să fie în mișcare, tu ce zici? Da, dragul meu. Da. Haide să ne luăm de braț. Vrei nu vrei? Așa. Și să mergem frumos, să ne plimbăm. Consideră că suntem într-un loc nu știu, unde e soare. Da, doar niște poze, atâta tot. Schimbă cadru, te rog. Schimbă cadru. Haide, vină. La mulți ani. La mulți ani. Bă, mâine, mă. Schimbă un pic cadru, te rog. Hai să ne urcăm pe scenă, vrei? Hai. Hai, mai ziceți o dată la mulți ani ca să auzim și noi. Ce faceți la ora asta aici, ca să fiu mai direct? Eu îți dai seama cât văd eu de frumos și văd de văd. Dai că zic eu cine a venit, a venit Dorian Popa, l-am văzut. Mamă, câtă lume aici. Stai așa că eu, ia, 2, 10, 2, mamă, peste tot. Doamne, ferește. Doamne, ce serviză nebună. Nevastă, de ce i-ai adus înainte? Că imaginez că tu i-ai adus înainte. N-ai aflat că nu e ziua mea azi? Vino aici lângă noi, Simina. Mâine fac 30 de ani. Practic mai am vreo 20 de minute. Cât mai am vreo oră, două, trei din ziua, din zi. Mă trec la update de 3.0, acum azi la 2.9. Vă iubesc de suflet. A venit și Ismail și Dorian Popa, stai că-ți mai zic eu, Roxana Vancea. Îi știi pe toți? Îi vezi pe toți? Da, îi văd pe toți. Păi eu sunt de multe, de două ore am pregătit cu Simina. Mama mea. Oh, nu. Vai. Doamnelor și domnilor, v-am zis, WhatsApp a fost luat pe sus de acasă, știa că ajunge la lansarea cântecului său. Te așteptai. Și, practic, a intrat pe ușa clubului și a găsit o încăpere plină de prieteni. Vă zic de ce mă așteptam azi? Am avut vreo 4 prieteni care m-au sunat și mi-au zis la mulți ani și zis, bă, mâine e ziua mea. Și ce aia e mâine ziua ta? Hai mă că ne vedem diseară, zic, unde ne vedem diseară? Ne vedem la loft, zic, unde ne vedem la loft? Ai grijă cu numele, te rog, cu numele, suntem în direct. Iată, m-am uitat, eram cu frații mei de față aici. Mihai, te iubesc din suflet, mă bucur că ești alături de mine astăzi seară. Fac 30 de ani, update-ul suprem, ci că de acum mă fac bărbățel. Trebuie să fiu mai atent cu soția mea decât am fost până acum. 9 ani de relație și uite că mi-a făcut cea mai frumoasă surpriză din viața mea. Te iubesc, o iubesc. Păi stai așa, Mădălina. Să ne dea Dumnezeu sănătate și de restul muncă, băi nene. Stai puțin că vrea și Mihai să zică ceva imediat. Mihai, dau casca să audă și el. 2 secunde, te rog. Mădălina. Alo. La mulți ani. Da, Marius mă cheamă, nu-s Mădălina. La mulți ani, Mariuse. Băi, vreau să te uiți așa prin sală. Vreau să te uiți prin sală. Să dai un tur cu privirea. Așa? Cu privirea ta de vulturi, știu că vezi tot, deși ne spui nouă că ai probleme cu vederea. Să ne spui cine lipsește din sală, așa, la prima vedere. La prima vedere, mama, nu o văd pe mama. Da, e acolo, uite-o! Unde-i mama? Ia să încercăm să chemăm pe mama. Uite-i prima în față. Mama, veniți aici, mama! Și nașii mea, nu o văd pe nașii mea. Trebuie să ajungă și nașa. Nașa, o să ajungă, auzi, nașa. Andra, da? Te iubesc, mamă, să rămână. E toată lumea. Nașa, Andra, da, la cică o să ajungă, e pe drum. Ce ți se pare că ai făcut? Pe cine nu vezi? Nu-l vezi pe Mihai. Eu nu-l văd pe Mihai acum. Da, pe mine Mihai, mă simte. De ce nu ești aici? Când vii? Pe mine mă simte, nu mă aude. Nu mă vede, pardon. Așa. Ce ți se pare că ai făcut cel mai șmecher până la 30 de ani? Cel mai șmecher? Mi-am împlinit visul și am ajuns să pun pâine pe masă familiei mele din cuvinte, din poezie. Nu mă gândeam niciodată că se poate trăi din poezie, dar da, uite-mă, la 30 de ani, alături de atâția prieteni frumoși și alături de soția mea care mi-a făcut cea mai frumoasă surpriză din viața mea. Și mulțumesc din toată inima mea. Și consider că, da, cel mai frumos lucru până la 30 de ani este faptul că am dus
mai departe ce mi-a pregătit Dumnezeu. Bine, important este să-ți găsești drumul și să vezi ce vrea Dumnezeu de la tine și așa vei ajunge fericit. Om, nu banii, să despre asta e vorba cu piesa cu banii. Mâine trebuia să vorbim despre ea, iartă-mă un pic, dar piesa cu banii vorbește exact despre treaba asta. Banii ți-aduc un sacou frumos, ești frumos, ai un inel mișto, te simți bine, dar 30% e de fericire, cred că-s banii. De restul ține mama, tata, soția, prietenii, verii, nepoții, familia, cei apropiați. Ceea ce vreau să... cel mai ciudat live pe care l-am dat vreodată către voi, că suntem foarte emoționați, ne cerem scuze. Asta voiam să-i zic soțului tău, că asta e abia prima parte a surprizei. O să mai urmeze și altele pe parcursul serii. Oații știa că ajunge la lansarea lui de piesă. Da, tu știi foarte bine. Nici de cum la, la petrecerea surpriză pe care nu știi cum ți-a organizat-o fata asta de nu știu când să învârte până tot nici orașul ăsta. Matematica este simplă. Astăzi am fost la Adina Buzatu să-mi fac pregătirea cu hainele pentru mâine. Și venisem cu hainele gata să facem un testimonial, o filmare pentru mâine, să chemăm invitații, să ceva de genul. Și când am ajuns, invitații erau aici. Asta de fapt a fost realitatea și sunt foarte, foarte plăcut surprins să văd că atâția oameni au venit să mă vadă când eu împlinesc 30 de ani și mă simt practic la mijlocul vieții. Îmi doresc ca pe mai departe să pot să dau în jurul meu numai bucurie, numai iubire și numai respect, așa cum am primit eu în seara asta. Mă bucur tare mult și merită să-ți îmbrățișez din nou pe soție, pentru că ți-a pregătit ceva frumos și să știi că femeia asta chiar te iubește. Ia stai aici, aia am venit. Mădălina, legătura... Asta zice, să știi, asta zice, eu chiar... Da, chiar te iubește, adică să n-ai dubii. Mulțumesc, foarte mult. Mulțumesc din suflet. Vreau să zic un singur lucru. Piesa pe care o lansăm în seara asta, am început să... Nu mai lansați piesa. Nu se lansează nicio piesă. Asta mi se pare foarte tare, că el încă n-a înțeles. Eu tot încercam să-i zic, nu se mai lansează piesa. Nu e mai el de-abia intrat, are 5 secunde de când a intrat aici, nu știe de ce îi se întâmplă încă. Matematica e următoarea. Piesa asta am început să o scriu exact în săptămâna din ianuarie în care m-am văzut cu tine la emisiune și îți povesteam despre toate planurile de anul ăsta. Ce crezi? Am pus totul pe pauză și am terminat piesa asta pentru că exact în săptămâna mi-a venit ideea de hai să fac o piesă despre cum banii nu-ți pot plăti păcatele, nu-ți poate plăti sănătatea dacă Dumnezeu nu vrea să-ți o dea. Deci Mihai a fost sursa ta de inspirație? Ceva ce te pot bucura pe termen scurt, dar important este să ne avem ca frații, să ne iubim, să ne respectăm între noi. WhatsApp, Mihai a fost sursa ta de inspirație sau a fost și el? Ce anume? Da, o mare muza parte din inspirația pentru piesa mea a fost interviul cu tine. Pentru muză! Ești a fost muzu! Muzu, da. Adevărat, nu prea există muși respect, pământ, vă iubesc. Avem și un muz. Te iubesc, Oații, te iubesc foarte mult, chiar și când vorbești foarte mult spre exagerat. Du-te, ocupă-te de invitați și fii pregătit pentru o grămadă de surprize. Nimic din ceea ce ești pregătit să ți se întâmple, nu ți se va întâmpla în seara asta. Simina, ocupă-te de asta. Mădălina, mulțumim mult de tot.